Profesor de geografie, foaie verde și minie, mă numesc Nae Ilie, profesor de geografie, candidat dat la șomerie. Domnilor, Europa când era, tot copilul o știa, era bine preparat, făcea cursul noaptea în pat, dând mereu cu învățatul, făcea cursul în pat băiatul. Țările erau fixate, orașele neschimbate, din septembrie până în mai, știi cursul să-l predai. Aveam, domnule, meserie, profesor de geografie. Nimeni nu s-a amestecat. Pâinea mea. Păi ia-ți bătaia când se încurcă, uită și de popa burcă și ce a scris el în atlas, se tot schimbă ceas cu ceas. Se tot joacă hopa-sopa, uite popa, nu e popa. Păi mai alalt era lecție domnilor mei, dădu elevului Gigi nota 3, fiindcă îmi confunda el Praga cu orașul Copenhaga. Văzând că e necitit, i-am dat 3 și l-am presnit, iar a doua zi pe plan, Copenhaga era german. Eu pe Gigi l-am chemat, i-am dat 8 și l-am pupat și la tasă m-am scuzat, fiindcă l-am persecutat. Dar neștiința mea, mon cher, auzită în minister, i-a dat mie noterele, transferat la Măgurele. Păi acolo când am ajuns, am făcut un onest curs și am predat 3 luni așa numai de Norvegia. Cunoșteau elevii Nordul, debăteam cu ei recordul. Când intram cu ei la rece, 10, 10, 10, 10. Păi într-o zi îl împinge dorul și ne vine revizor. Treci Gigi la lecție, ce și de norvegieni? Cei mai pașnici cetățeni, țara cea mai neutrală, cu viața patriarhală, își duc în liniște anii, trăind în bune relații cu germanii. Revizorul atunci, pe loc, îmi spune, ești un dobitoc, cel mai mare imbecil, fă-ți bagajul la mizil. Erau nemții în avansare, mă mutau la Baia Mare. Dădeam nemții înapoi, mă mutau la Dolhoi. Și am văzut că nu se poate. Și așa că mi-am dat demisia. Și ei au crezut că m-au făcut pif-paf, dar azi sunt cel mai mare fotograf.